Pregătiri pentru Ziua Romilor în fiecare an, pe 8 aprilie, este sărbătorită Ziua Internațională a Romilor. Nelu Pavel, liderul comunității rome din Târgu Jiu, spune că această zi nu va trece neobservată. Mai mult, va fi celebrată ca în fiecare an, cu mult fast. Potrivit lui Pavel, anul acesta dorește să organizeze un alt fel de eveniment în care să promoveze mai mult și să scoată în evidență tinerii romi talentați. Anul acesta, liderul romilor vrea să organizeze și un spectacol având protagoniști tinerii talentați din etnie. Nelu Pavel spune că deja a făcut demersuri pentru a primi aprobare de la primăria Târgu Jiu ca spectacolul să aibă loc în amfiteatrul din centrul orașului. Organizatorii sunt tinerii romi care au o altă viziune, vor altceva. Nu înseamnă Ziua Romilor mâncare, băutură. Noi vrem să scoatem în relief copiii care învață carte, vrem să facem o campanie pentru prevenirea sănătății, unde se analize, adică tensiune, o glicemie, și chiar vrem să facem o campanie pentru donarea sângelui. Nelu Pavel spune că odată cu revenirea sa în funcția de consilier județean, va avea mai multă putere să ajute comunitatea pe care o conduce. Este o continuitate pentru mine și vreau să pun în aplicare foarte multe soluții specifice pentru grupurile vulnerabile, unde se regăsesc și romii, și o să demonstrez pe viitorul, care mai sunt 3 ani de zile, că o să fiu un consilier activ pentru județ și pentru tot ce trebuie să fie benefic, inițiative care să fie benefice pentru, nu pentru romi, pentru toți oamenii din județul Gorj. Nelu Pavel va reveni în funcția de consilier județean, funcție pe care a mai deținut-o și în trecut. După plecarea lui Andrei Maioreanu, recent numit secretar de stat, postul a rămas vacant, iar următorul pe listă este chiar liderul romilor din județ. Noul consilier județean își va depune jurământul în ședința de vineri, 31 martie.